Deja centrul municipiului a început să fie împodobit. De altfel, doar centrul pietonal ar putea rămâne singura zonă unde vor fi instalate luminițe pentru sărbătorile de iarnă. Primăria Târgu Jiu a organizat licitație pentru a desemna firma care se va ocupa de montarea instalațiilor. A fost stabilită deja câștigătoarea, este în așteptare. Nu cred că sunt probleme în ceea ce privește, pentru că este vorba de o societate cu care s-a mai colaborat și în trecut. Este o societate cunoscută de aici, din Gorj. Totul rămâne să se desfășoare în perioada următoare, sub coordonarea domnului Jileveanu Ionuț, șeful de la gospodărie comunală. Se începe cu amenajarea zonei centrale, așa cum de altfel v-am și anunțat. Iluminatul festiv ar trebui să se aprindă de la 1 decembrie. Timp este suficient. Vremea ne permite să lucrăm fără nicio problemă. Se poate lucra chiar și în 3 schimburi. Personal este suficient. Deci, pe lângă atribuțiile care îi revin societății care a câștigat licitația, o parte din componente cu siguranță vor fi montate de către angajații ai primăriei municipiului Târgu Jiu. E vorba de câteva figurine, e vorba de câteva ornamente care pot fi montate de angajații primăriei municipiului Târgu Jiu. Primăria Târgu Jiu încă nu a găsit o soluție pentru a ilumina tot orașul de sărbători, așa cum se întâmpla în anii trecuți. Bradul de 100.000 de euro ar putea rămâne în depozit, pentru că face obiectul unei anchete a ANAF și a Curții de Conturi, la fel și mare parte din iluminatul festiv din restul cartierelor din oraș.